Mamifere monotreme. Resursă educațională dedicată clasei a 5-a. Monotremele sunt cel mai puțin evoluate dintre mamifere. Ele prezintă un orificiu comun pentru căile urinare, digestiv și genital. Arealul de răspândire al monotremelor este în apropierea apelor în anumite zone din Australia, Tasmania și Noua Guinee. Monotremele îmbină caracteristici specifice mamiferelor, dar și altor grupe de vertebrate, în special reptile și păsări. Dintre caracteristicile mamiferice, aș putea aminti prezența glandelor mamare, care se deschid în anumite zone ale abdomenului, și corpul acoperit cu păr. Iar dintre caracteristicile nemamiferice ar fi reproducerea prin ouă, fiind animale ovipare, dar și schelet, ce prezintă anumite caracteristici asemănătoare cu cele ale reptilelor și păsărilor. La monotreme, temperatura corpului variază între 25 și 36 de grade Celsius. Ornitorincul. Mamifer monotrem pe care îl regăsim în anumite zone din Australia și Tasmania. Măsoară în medie 60 de centimetri și cântărește 2-3 kg. Perioada medie de viață este de aproximativ 17 ani. Corpul este acoperit cu o bleană ca fenie. Coada este turtită dorso-ventral, iar capul prezintă anterior o prelungire numită cioc de rață. Această prelungire este flexibilă și lată, prezentând o mulțime de receptori care îl vor ajuta pe animal să se orienteze în apă în timpul scufundărilor. Modul de nutriție este cel omnivor. Ornitorincul consumând crustacei, insecte și plante acvatice. Se deplasează cu multă ușurință în apă, folosindu-și membrele, atât cele anterioare cât și cele posterioare, dar și coada drept cârmă. Reproducerea la ornitorinc se realizează în perioada septembrie-noiembrie. Femela va depune 1 până la 3 ouă într-o galerie săpată în malul apei. Perioada de incubație durează 7-10 zile, timp în care femela păstrează ouăle lângă abdomenul ei. La eclozare, puii sunt orbi și se vor hrăni lingând laptele de pe firele de păr prezente pe abdomenul mamei. Căutați informații despre echidnă, un alt mamifer monotrem. Realizați o scurtă prezentare în fața colegilor. Spor la lucru!